Secretarul britanic al apărării a declarat faptul că Beijingul vede Moscova ca pe un prieten din ce în ce mai incomod pe măsură ce conflictul militar din Ucraina se împotmolește și mai mult. China ar considera că războiul Rusiei este rău pentru afaceri. China pare să fie din ce în ce mai stânjenită de modul în care Rusia își conduce războiul din Ucraina, a declarat marți secretarul britanic al apărării în fața reporterilor, subliniind o ruptură tot mai mare în relația cândva foarte puternică dintre cele două state, care a descurajat Beijingul să ofere sprijin material Moscovei pe parcursul conflictului de pe teritoriul ucrainean. În mai mult de două luni de război, în timp ce China a refuzat să condamne invazia la scară largă a Rusiei și a contribuit la dezinformarea rusă, s-a oprit, de asemenea, în a oferi sprijin real pentru efortul de război al Kremlinului. Au existat speculații conform cărora China ar putea furniza rații pentru trupele rusești greu încercate sau ar putea suplini nevoile de armament ale Rusiei, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Cel mai mare producător de drone din China și-a suspendat operațiunile în Rusia și Ucraina la sfârșitul lunii aprilie, lăsând unitățile rusești fără capacitatea suplimentară de a trimite informații din spațiul aerian al Ucrainei. De asemenea, China a ezitat să furnizeze Rusiei piese de schimb pentru flota sa de avioane civile sancționată, motivând izolarea Moscovei în cadrul unei serii de sancțiuni economice și financiare. Un oficial occidental care a vorbit sub protecția anonimatului pentru a discuta evaluările serviciilor de informații a declarat că nu există niciun indiciu că Beijingul ar furniza ceva de amploare. Cred că Beijingul vede instabilitatea Rusiei ca fiind rea pentru afaceri. Cred că probabil China este mai degrabă jenată de comportamentul lui Putin. Este un prieten destul de incomod și nu vezi un sprijin total, a declarat secretarul de stat britanic pentru apărare, Ben Wallace. Izolarea tot mai mare a președintelui rus Vladimir Putin pe plan internațional și amenințarea de a atrage aprobiul Occidentului face ca țărilor să le fie mai dificil să facă afaceri cu Rusia în timpul războiului din Ucraina. Câți lideri mondiali îl vor lua pe Putin pe linia 2, a mai adăugat secretarul de stat britanic.